Salutare, prieteni! Suntem în piața Moldovei din Focșani, piața agroalimentară, la doamna Maria. Ia uitați, a venit doamna din Bistrițanu Săud să ne aducă nouă bunătățile dumneaei. Doamna Maria, dați și mie, vă implor, niște caș să gust, vreau să iau de la dumneavoastră. Cu mare drag. Niște urdă. Caș dulce. Ia, prieteni, să gustăm. Un pic sărat. Delicios. Cremos. Stai cu puțină sare. Ne-am uitat și brânza de burduf. Frumos prezentate la doamna aici. Deci domnul Misailă n-are ce să zică, să mândrească cu noi. Cu piața noastră e bogată. Vin producători din afara județului. Da, prieteni, de aici am luat urda, care azi o să fac o plăcintă, urdă și mărar. Ne despărțim cu doamna Maria și o să mai revenim. Pa, sărut mâna! Salut, prieteni! Azi am fost în piață și am cumpărat niște urdă de la doamna Maria din Bistrița Năsăud. Mi-am luat un zahăr vanilat, o esență de rom la fiolă, zahăr, sare și am conceput un aluat. L-am luat mai pe repede înainte. După cum vedeți, aluatul meu este aproape gata, frământat. Știți cum să frământă un aluat pentru plăcinte. Îl mai frământăm un pic și pe masă. Ia uitați. Cu făină. Frumos. La brutării. Ce frumos e. Ce frumos mi se întinde. Da? I-am pus niște coajă de lămâie. Și în punctul ăsta, prietenii mei, îl lăsăm aluatul nostru să crească în jur de 20 de minute la căldură. Acoperim cu un ștergar curat și îl lăsăm la sursa de căldură. Aici
aici o să stea maxim 20 de minute. Avem murda aici. Să rămână doamna Maria. Măraru. Îl tocăm foarte, foarte fin. Asta e o operație care se face în momentul când nu e sigur că e destul de fin tăiat. Ok. Dăm mărarul la o parte. Și luăm la frământat urda. În urdă spargem două ouă. Unu. Două. Un praf de sare. Niște zahăr. O lingură. Două. Griș, cam o lingură, o lingură jumate de griș, zahăr vanilat, o fiolă de esență de rom. Ratim coajă de lămâie. Doar cei galben. Și acum incorporăm ingredientele noastre în urdă. Ia uitați ce amalgam frumos de umplutură. O lingură mai mare. Pasez mai bine cu asta din lemn. Și când s-a incorporat zahărul cu urda, ouăle, totul devine o pastă omogenă. Mm.
uitați, prieteni. Adaug mărar. Bine arată. Vă aștept cu abonare, cu un like, cu distribuire. Prieteni, umplutura mea este gata. O așteptăm să o încorporăm în aluatul care este la crescut. Aluatul nostru a crescut. Și pentru început o să-l porționez. Da? Ia uitați ce frumos e. Biluții cam la 80 de grame. Ia uitați. Cum se fac chiflele? Pisica nu mă lasă. Pisica, ce-i pisica? Ce-ai văzut acolo sus? Ce-ai văzut? E bucuroasă și ea. Ia uitați, prieteni, ce frumos se modelează. Le simțiți la mână greutatea. Da?
și lăsăm să odihnească maxim 10 minute. Momentul mult așteptat, prieteni. O să vin aproape cu telefonul și am să vă arăt o mișcare de rotație. Ia! Aici unde se petrece acțiunea mea. Da? Ia uitați! Umpletim așa frumos să aibă o formă frumoasă. Da? Tip-til, tip-til. Și mutăm acțiunea în tigaia noastră, care am pus-o pe foc. Da? Ne apropiem un picuț mai bine cu camera. Și le luăm pe fiecare în parte. Și le punem la prăjit. Între timp mai umplem una. Ne permite spațiu. Da, mă, prietenă. Și uite așa, pas cu pas, facem față la criza economică care se prevestește a veni peste noi cu flori de gheață. Dar, prieteni, o băgăm și pe a treia. Ce repede s-au rumenit. A fost uleiul încins. Vedeți, prieteni, ce spectacol am aici în tigaie. Continuăm cu plăcințelile noastre, cu urdă de la doamna Maria.
Și uite așa, prieteni, pas cu pas le facem pe toate. Ia să vedem ce spune prima plăcintă. Ia uitați ce frumos e rumenită. Perfect. Nu e arsă, e bine coaptă. Da? Și acum, pas cu pas, continuăm. Salut, prieteni! Așa arată plăcințele mele. Delicios! Ia uitați, prieteni, ce e aici. Aburesc. Vă aștept cu abonare la următorul clip. Pa!